Poliția operează pe cerc, cam într-un loc periculos. E corect așa, stați cu șoferul în mașina dumneavoastră și să opriți în sensul giratoriu. E legal așa, domn polițist? Putin, corect, e legal. E tot, e corect, da? Corect, da. Bun, felicitări. Da, mulțumim. O zi bună. Mulțumim. Continuați vânat. Calcă-l-i, calcă-l, ia mai zi o dată. O zis calcă-l, calcă-l, așa o zis, nu? Ca să le arăt la lume, să-i cunoască. Comentariile toți te terorizează cu tine. Pe mine? Da. Ce m-ar teroriza? Că nu citesc comentarii. Nu, nu citesc. Poate voi le-ați scris. De ce nu e? Eu știu. Ca să vă răzbunesc. Continuați mișcarea. Și conducător, că vii coleg de servici. Așa și conducător. Coleg de poliție. Era asta, îl recunoaște. Dar și dă-i din ochi. L-am mai văzut în kino. Te terorizează toți. Vezi și comentarii scrie. Da, și comentarii scrie. Că ai văzut ce lanturi de aur au polițiști sau ce scrie acolo? Așa o zis, da? Despre dumneavoastră sau despre cine? Dumneavoastră. A, despre mine. Da. Cred că polițești cu epoleți scriu. Merge domnul Lux, se deplasează la urchie și a pierut. Și 60% procedează. Trebuie și lui să-i comarce minte și jăt. Ar trebui să-i explici, da. Dar deci pentru lupul stați încălcați regulile, așa e? Pentru lupul stați în cerc, nu? Trebuie să lași mașina la calea Iazilor, la... Într-un loc autorizat trebuie să o lași, nu oriunde se nimerește. Nu? Cum poți cere altora să respecte regulamentul dacă dumneavoastră te comporți așa? Ce aveți voi să faceți proces verbal în mașină, ce plouă, ninge afară, da? Bă-ți corect, tot e ilegal. Ei, mi citei, vă doare cap, sigur că da. Niște simpatici. Simpaticule. M-a amenințat tot ca să-i chic eu lui. Pentru lupul, iau și sacrificii fac.